adună chestia. Cum s-a născut ideea acestui dicționar? Ideea acestui dicționar s-a născut practic la 3 sau la 4 luni după ce am început studiile de la Universitatea Națională de Stat de la Ulan Bator, Facultatea de Studii Mongole. Și ideea s-a născut tocmai datorită faptului că nu exista un asemenea instrument și nu erau prea mulți români care făceau studiile în Mongolia. Și mi-am propus atunci ca din acumulările lexicale pe care le am cu prilejul studiilor făcute în această țară să am așa ca produs final realizarea unui dicționar. Ce anume aduce în plus acest dicționar pentru cei care sunt pasionați de studiul limbii mongole? El este practic un instrument de natură lexicografică care îi ajută să înțeleagă foarte bine natura, structura și morfologia și sintaxa limbii mongole, dar este și un instrument care relevă numai fondul de cuvinte care există în limba mongolă și echivalentele sale în limba română, dar și modul în care aceste construcții, aceste cuvinte sunt îmbinate sau pot fi îmbinate în construcții morfologice sau sintactice. El face și o prezentare, să zic așa, pedagogică și oarecum istorică a scrierilor folosite în Mongolia și în plus față de simpla traducere a cuvintelor din limba mongolă în limba română, aduce și transliterația în scrierea veche, vechiul scris mongol a tuturor cuvintelor prezentate în dicționar, transliterație care a devenit necesară ca urmare a faptului că ortografia veche, caracterul uigur, va fi reintrodus în Mongolia începând cu anul 2025. Aș vrea să vă întreb cum anume ați ales să studiați în Mongolia. Este o adevărată aventură. În 1990, Ministerul Afacerilor Externe al României era în deplin proces de reformă și de restructurare și a simțit nevoia trimiterii unor tineri în străinătate care să studieze mai multe limbi, mai multe domenii și mai multe limbi străine, cu prioritate limbi străine rare, care nu puteau fi asimilate neapărat în România sau în zona europeană. Și am avut această ocazie să fiu selectat în urma unui proces de selecție pentru studii în străinătate în acest domeniu și am ales limba mongolă. Care a fost, să spunem, cea mai puternică impresie pe care ați resimțit atunci când ați ajuns în Mongolia? A fost foarte frig. A fost foarte frig pentru că am ajuns în Mongolia nu chiar la începutul anului școlar, ci undeva în luna, la începutul lunii noiembrie. Ori în luna noiembrie deja temperaturile sunt sub minus 20 de grade Celsius și prima reacție a fost că este foarte, foarte frig. Ulterior am aflat că acest frig de fapt este mediul natural de manifestare a unui popor foarte, foarte cald. Dacă ar fi să evocați una, două amintiri care v-au rămas, care sunt încă foarte suculente la atâta vreme după ce v-ați întors din Mongolia, care ar fi aceste amintiri? Cred că una dintre cele mai puternice amintiri care mi-au rămas bine întipărite în memorie este organizarea studenților pentru mișcările democratice din anul 1991, unde foarte mulți studenți au ieșit în stradă pentru instalarea unui regim democratic și multipartit în Mongolia. Și asta venea cumva pe fundalul experienței din România din 1989, de aceea mi-a rămas foarte, foarte bine întipărită. Iar o altă experiență pe care o am e de dată mai recentă, pentru că după ce am fost student am mai lucrat în Mongolia o perioadă. Am fost martorul unui uragan de zăpadă
pe data de 30 iunie. Ați prezentat în cadrul acestei conferințe susținute la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj conceptul celui de-al treilea vecin. România se numără printre cei care sunt incluși în acest concept. Deci aș vrea să vă întreb, cum vedeți viitorul relațiilor româno-mongole? Aceasta este o întrebare, aș putea spune, foarte interesantă, pentru că avem deja o tradiție de 74-75 de ani de relații diplomatice între țările noastre și această gestă diplomatică este una foarte bogată. Există o comunitate foarte mare de vorbitori de limbă română în Mongolia. Există un număr important de obiective de construcții civile și chiar și economică ce au fost construite de experții și specialiștii români din Mongolia și există amintirea unei cooperări foarte strânse, foarte apropiate între cele două țări. România nu a avut niciodată o agendă secretă față de relațiile cu Mongolia. Din contră, a contribuit prin eforturile autorităților române la dezvoltarea și progresul Republicii Mongolia. Viitorul îl văd cumva în spiritul acestor tradiții de continuare a unor relații de parteneriat, unor relații de strânse de cooperare și de susținere reciprocă a celor două state, pentru că împărtășim același sistem de valori și avem o tradiție a unor relații dezvoltate în plan bilateral și multilateral.